Sora mea, dau, mai eram în cinstea ta, să-ți dea Dumnezeu sănătate, că e mai bună decât toate, e sâmbătă seara, și am fost până în oraș și am cerșit leu pe leu, am făcut câțiva lei și mi-am luat pentru cinstea ta, că tu ziceai că beau. Și de-aia nu-mi dădeai un pahar cap de apă, când eram bolnav, nu mai văd un semn de 10 zile, nu știu. Dar eram bolnav în alte cauze. Psihice sau fizice. Și tu râde, uite acum beau în cinstea ta. Știi, ar fi bine să-mi dai bani. Bani, să-mi iau mâncare. Bani, fată, dă-mi bani, îmi datorez bani. Cum, am muncit pentru casa ta. Dă-mi bani. Fii atent că o să mă rogi cu bani. Peste ceva timp. O să mă rogi cu bani. O să vii implorându-mă, plângând. S-ar putea să te lovești de un zid. Poate devin singurul sprijin al tău după lumea asta. Nu te-ai gândit la varianta asta? În ce maras mai intră? N-ai puțină personalitate, nu zic curaj sau bărbăție, că ești femeie. Îți iubești copiii, înseamnă familie, da? Îți iubești părinții, se vede, înseamnă familie. Fratele pentru tine ce înseamnă? Soțul, ți l-ai iubit, erai disperat, erai sclava lui. Bravo lui! E un bărbat puternic. M-a lovit când eram bolnav, când eram sănătos, n-a avut tupel. E puternic! Te-ai văzut pe tine slabă, te rovea în continuu și tu lovei pe psihologic. Fratele pentru tine, ce înseamnă frate? Ce înseamnă? Mai ales că sunt în nevoie. Ce înseamnă? Ziceai să, când erai la facultatea de psihologie și învățai psihologie, să pun prioritățile, da? La ce număr de prioritate sunt eu? Ca să zic prioritate. Prioritatea înseamnă una de aia. Pentru tine. Da? Se vede treaba că tu de fapt ai nevoie de mine. Nu eu de tine. Tu ai nevoie de mine. Și la un moment dat o să fii atât de disperată că nu mai știi ce să faci. Și dacă te las de izbeliște și te ajut, o să te ajut, dar la minim minimorul. Cum? Minim minimorul. O să ajungi să-ți trimi mâncare acasă de la catering. Mâncare bună. O să-ți plătesc întreținerea la minim. Nu o să-ți plătesc gaze. O să ajung să-ți vin și casele, dacă continui tot așa. O să-ți dau copiii la școală, ți întrețin, îți trimi cartofi, ceapă, de-astea să-ți gătești. Și bani la minim. Îi calculez în așa fel încât să depinzi tot timpul de mine. Da. Dacă vii să îmi zici că vrei să scoți copiii la mare, nu, n-am bani. Dacă vrei să-i duci la un muzeu, că tu mi-ai dat bani de muzeu, 1 la 5 ani, n-am bani, nu? Îți zic, am și obligații. Am revista mea, am afacerile mele, am o iubită. Și după aceea zic, ce obligații am față de tine? Ea cred că se simte mângâiată politica, uite ce-l interesează, nu? Astea, îți promit eu că de la anul nu mai duc aminte de tine. Și eu nu fac asta ca să te schimb. Poate o interpretez că aș vrea o schimbare în tine din partea ta. Nu! Mie convine postura în care stau. Tu mi-ai face rău dacă mi-ai dat bani. M-ai respectat ca pe un om. Cum mi-ai face rău? Postura în care sunt e perfectă. De victimă perfectă. Îți mulțumesc. Și tu ești parfa perfectă. Și n-a fost nimic gândit.
Așa ai dorit. Pentru că tu vrei să fii prea perfect. Deci, băgăm original. Dar nici parfă nu e că te fuți cu mai mulți bărbați. Poate să fie o femeie care nu se fute cu mai mulți bărbați. Ștoarpă e aia care gândește în felul. Drojdie! Și mâncați sandvișuri cu mănâncă ruși. Ești fan rus. Nu, sunt pro-american. Pro-occidental, de când eram copil meu. Dar nu pot să nu țin seama și de cultura rusă vastă, să nu-i respect. La fel ca pe unguri. Dar dacă se ia de pula mea, mai ales că sunt prea aproape. Ția că dacă eram aproape și de americani, nu țin și cu ea. Bine, sunt mai la distanță. Sunt inerente certurile între popoare, la fel ca și certurile între oameni. Le trebuie o educație aparte. Spre exemplu, într-o mulțime care se ciocnește, se înghesoaie, inerente sunt certurile. Sau într-o casă în care sunt mai multe familii. Sunt inerente certurile. Deci încă trăiesc o familie de părinți cum la de copii. Copii, adică mama și cu tata are un băiat, băiatul se însoară și sunt două familii într-o casă. Cum era în cazul meu. Inerente sunt certuri. Familia bătrână de obicei observă defectele la nor sau invers, ginerul. Și după aia toacă pe fisa sau pe fisul. Cum s-a întâmplat și mie că tasul se băga în căsătoria noastră. Părinții idioți. De fapt nu sunt idioți. Vor fericirea copilului lor. Și știu cum e fericirea copilului lor și arată, ia uite ce face ăla, schimbă-l pe ăla. Ei nu-și dau seama că copilul lor l-a făcut pe ăla cu anumite defecte și calități și îl place pe ăla. Nu, nu că mă supăr pe tine. Neasol că lasă într-o de îngrigorează pe copilul. Ăla o să caute altceva și la părinți oricum nu o să le placă. Ce caută? Și din ce în ce o să găsească copilul avansează în vârstă, așa zis copilul, că îl consideră copil. Și eu vorbesc de oameni normali. Și se duc șansele de a cuceri sex opus. Copilul e din ce în ce mai frustrat, dacă n-are simțul umorului să vă privească viața într-un mod superficial și destul de benefic pentru psihicul lui, chiar superficial, apare. Ia ideea în rezidură. Atunci capătă frustrări, probleme la locul de muncă și altul de-aia. Și dacă mie nu s-a întâmplat ce să mi s-a întâmplat, e că le-am dat libertate și au profitat de libertate. De aceea nu e bună libertatea să o dai tot acolo. Cu toate că eu nu sunt răunul la chestia asta. Bine. De ce? Asta e cea mai tare exact. Nu trebuie să încredești. Ești prost. De ce? Când încredești un om, îți ții într-o cutiuță, îți va sparge cutiuța. Tu construiești altă cutiuță să-l bagi în aia. O spargi și pe aia. De ce? Cât ai fi tu de tare, oare și mai tare. De ce? L-ai băgat în cutiuță. Deodată cutiuța devine a lui. Nu mai e ta. Ok, bun. Da. Vă-i bag în furnaie. Iese până la urmă. Și vrești cu oameni. Deci acolo în furnaie mai sunt alții. Vă-i bag într-o furnaie a lui. N-are nimic. Oricum sunt alții. Și sparge furnaia. Și
sorții tale. Ce ție nu-ți place, altea nu-ți face. Și eu așa am procedat cu toate. Cum mai că mi-am lăsat-o? I-am îndeplinit dorințele. Dă banii la nevastă, dă banii la mamă. Le-am dat. După aia tata nu mi-a zis dă banii la tată. I-a luat și a cumpărat ce a avut pula lui. Sora mea nu i-a zis dă banii la soră. I-a luat mama, i-a direcționat spre casa lui soră. Păi zice, era mamă. Bine, mă, bine, mă, băi, treaba ce zici. Că ți dăm înapoi, da, știu. Am venit, ok. Am venit și-o vedea. Asta se întâmpla în anul 2004. Deci cât a trecut ele până să-mi dea înapoi? Că trebuia să vină cu un cec, cu 300 de milioane de lei. Care i-am câștigat palmele astea două. Bolnav. Trogat cu Zyprexa dimineața, că mi-l dădea tratamentul ca dracu. Eram adormit și munceam toată. Și noaptea, și ziua, și de sărbători, putule în gură, umilit, jegărit. Nici pic de respect, oricum a certat și ceva. Asta e. Suntem într-o lume civilizată. Și n-am făcut. În cele din urmă ne-am făcut. Mă bucur ce plan. Deci toată munca mea, toată viața mea, toate eforturile mele au fost pentru răducul Elena Olga să-și facă prieteni. Eu toate eforturile mele pentru tigana Adriana Daniel, care acum nu știu dacă e tigana Adriana Daniela sau răducă Adriana Daniela sau varză Adriana Daniela. Să care are nume, dă-o în pula mea. Da, băga căcatul ăla acolo răducă Adriana Daniela cu să... Vai, te iubește, împăcări! Ca să facă și ea niște teatre de-astea. Cred că i s-a descoperit talentul de-astea, știi? De cobra. De colaba. Fată, nu mai e colaba. Colaba puteai să zici atunci, că mai trăgeam și-o cu colaba, mai așa, mai tinerește, știi? Mai studențește cu două degete. Dar nu, nu are chiar studențește. Că de-aia ziceam muncitorii despre studenți, că avea pula mică, erau de-aia găozari cu țări. Și mulți ingineri cu... Păi, mie îmi place muncitorii. Era muncitor deștepți, aia nasul. Și tata la un moment dat era muncitor de șef. Cu toate că tata n-a fost. Hai să vi-l luăm după tata. Deci eu îl iubeam. Pentru mine era zeul meu. Era mic. Cu toate că era foarte bine. Zice că e zeul Thor. Ăla cu ciocanul. La un moment dat când mergea creierii. Pare rău că s-a dispus ciocanul. Nici măcar nu știu ce suferul e. Suferința totală. Și totul de la o scârbă care vrea pula! De fapt, tata a făcut o singură mișcare greșită în viața lui. Și e hesitat. Am ales-o pe ea. Hai, te oftici? Hai să iei comprenatul. Și nu se vede. Și la acum nu are ce să facă. Nu are cum să dea la prima să mă gândire de ce. Cred că stă și plânge. De fapt, nervos. Nu mai știe ce să fac. M-ar omorâ. Crede că ar rezolva tot omorându-mă. Ar intra în închisoare. Ar face orice. Ar face explozie totală. Numai ca pizda. Să pară originală. Să înceapă să vocească, să facă, să dreagă, să vină cu paporniță la tata, la vizită. Oricum el știe că e bătrân, s-ar sacrifica. De ce s-ar sacrifica? Pentru că e bătrân, e bolnav, e alcoolic, are ciroză. Și-a acceptat destinul, nu știe câți ani mai are.
hai de trei tata, dar mai lasă, are târfa e târfa, n-ai ce să-i lăsați ca și de droguri și de distracție și de băutură. Stai liniștit că o să lasă. Dar acum, prietenii o să lasă. Deci nu mai are sursă directă la băiat. Mai ascultă și ea pe ochii toti alea. Și mai ciordește. Nu mai e ce să ciordească. Eu nu mai dau tehnologie la fac. I-am dat. A dat. Total. A vândut fata lui tata tot. Și a făcut cașcava. De fapt, omorea. I-am ce-a făcut cașcava. Nici măcar n-a știut în ce se va lua. I-a dat așa. Și alții au făcut cașcava. E bine. Și s-a împărțit. Dar știi că nu s-a împărțit cum de ce fac. Eu mi-a spus și a, nu pot să mă continui. Mi-a și sfârșiat inima și sufletul. Că asta m-a de cu bani. A fost să-mi dea profesor. Că cu România. Să produc mult. Că pot. Toate alea și s-a transformat în bani. Și stă totul, l-a și băcat în pit să facă. Ca să ducă pula mea la mulți oameni, după necesități, nu doar câțiva gușați, burtoși, pula mea, telefonoși, sau prieteni. Nu, nu mă interesează. L-aș făcut mai multe chestii, mai mult și interesant mare. Să nu fie un lucru de gringolare. Oricum o să produc. Așa o să facem o societate apropiată de utopică. De fapt am chiar uit de o zică. Chiar am mea. Cred că o să caut în ce mai întâlnă. De fapt. Și face să nu știu, poate că se spune. De fapt, n-am de fapt. De fapt, nu știu cum să fac, să rupați tot un pic. De fapt, să rupați. În 2015 o să fac firma una alta. Mie îmi trebuie cu minimul. Nu că e parte de atâta. Chiar din acuta nu că mi-e silă de bucăție, mi-ar place. Pentru copiii mei și poții și alea la cu la mare o viață, sper ca și ea să mă cer. Dar nu. Tu este miști, zilul meu. Uite-te și medicină, fizioterapie. Dacă ai doar bășini în tine și stai așa, trebuie să vină unul să-ți facă clismă. Îți face, dar tu n-ai obraz. Tu nu-ți dai seama de ce-ți face crismă ca să dai căcatul ăla jos? Pentru că ai stat ca prostul așa, te uitea la televizor. Păi, televizorul chiar îți spune, te și minte! Mamă, televizorul tu-și cu minte! Original! Dar păi, mută-te! Sau ăia cu, păi, am căcat la curs, sau nu știu, am căcat și, nu știu cum dar să mă scălea, de la munca de birou. Păi, cine te obligă să stai doar pe scaun? Uite, eu acum stau pe scaun. Dar m-am mișc, pula mea, mă duc să-mi iau apă. Hup, hup, hup. Vorbesc cu un gagiu, trag un frie. Da, vai. Ce zodia e? Alea. Nu înseamnă că iubitul meu nu știe pula mea. Și dacă află că, a, afli dracul ăla, îl place pe ăla. Îi zic, băi, papagalul. N-ai încredere în mine? Ăla, nu că... Eu vreau o relație serioasă. Păi, și eu vreau o relație serioasă. Care e problema? Păi, atunci, pa, tot timpul la mea.